Republica Moldova va continua parteneriatul bilateral de colaborare cu autoritățile de peste Prut, în special pe dimensiunea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În acest context, ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, care se află într-o vizită oficială la Chișinău, a menționat că guvernul român va oferi și mai departe sprijin țării noastre, nu doar în perioada de pandemie. Premierul Ion Chicu a salutat ideea și le-a mulțumit autorităților din România pentru tot ajutorul acordat. Republica Moldova a beneficiat de un suport imens și generos din partea României pe diferite dimensiuni. Acest parteneriat strategic este de mare, mare folos. Iar ministrul de externe, Oleg Țule, a profitat de vizita lui Aurescu în țara noastră și a mulțumit autorităților de peste Prut pentru facilitarea tranzitului și repatrierea cetățenilor moldoveni care au vrut să ajungă acasă în această perioadă. Profit de această ocazie pentru a mulțumi încă o dată autorităților române pentru tot suportul pe care l-am primit în aceste săptămâni în organizarea coridoarelor de transport rutier pe teritoriul României, care au permis repatrierea mii de cetățeni moldoveni din alte țări, inclusiv în cadrul unor rute speciale charter. În evidențele noastre se regăsesc aproximativ 858 de cetățeni ai Republicii Moldova care au tranzitat cu sprijinul Ambasadei Republicii Moldova la București, al Ministerului de Externe, al Ministerului Afacerilor Interne din România, pentru a ajuta să revină în siguranță în țară, la care se adaugă și cei care au venit pe coridorul de tranzit terestru rutier dinspre Europa de Vest. Pot menționa și ajutorul pentru repatrierea unui militar al Republicii Moldova din cadrul misiunii Uniunii Europene de instruire în Mali. Precizăm că în data de 27 aprilie, Republica Moldova și România au marcat 10 ani de la semnarea parteneriatului strategic.